Bună și bine ați revenit pe acest canal! Astăzi am pentru voi un unboxing de la Oriflame. Este un unboxing mai mic, am o cutiuță mai micuță, o comandă mai mică, dar am zis să filmez, o am de câteva zile, așa că trebuia să filmez. Am aici catalogul următor, catalogul numărul 6. Cam așa arată el. Cred că o să-mi comand și eu rimelul acesta. Iar aici am extra ofertele sau ceva, da. Dacă comanzi în catalog de 100 de lei, poți să profiți de ofertele din flyer. O să scot și ambalajele astea și imediat vă arăt ce am comandat. Pentru mine am comandat foarte puține chestii, ca să spun de la început. Am luat acest set de 4 borăței, știți că eu îi folosesc și tot recumpăr. Pe ăștia îmi plac mult, au fost 8 lei. Și o să vă arăt ce am luat pentru mine. Tot pentru mine am luat o pereche de cercei pe care i-am și desfăcut, n-am putut să mă obțin. Cam așa arată ei, foarte, foarte drăguț. Mi se pare un pic cam mare perluța de aici, dar nu știu, o să vedem ce și cum. Pot să-i porți în diferite moduri, că cred că sunt cam 3 moduri sau unul așa. Ați putea să dați jos cerculețul ăsta să rămână doar cu biluța. Puteți să purtați doar pietricica sau să dați jos chestiuța asta și să rămână pietricica cu rotundul, ceea ce mi se pare foarte fain. Am mai luat ceva de genul și poți să-i porți în diferite moduri, ca și cum ai avea 4 perechi de cercei sau 3 perechi de cercei diferite. Și ăștia au fost 20 de lei plus reducerea, a fost destul de ieftin. Mai departe am avut aici pe comandă. Asta l-am desfăcut să-l miros, este al unei cunoștințe. Acest spray de corp, Body Mist, 75 ml, VIP Club Bița. Nu mai știu exact cât a fost prețul, dar o să mă chiar nu mai știu. Cred că vreo 18-20 de lei, cam așa. Mai departe, am avut și două fonduri de ten. The One Matte Velvet Foundation cu SPF 20 în nuanța Natural Beige. Ăsta cred că a fost 18 lei parcă. Și mai am aici cel pe care îl prefer eu. Preferatul meu de fapt este și cel pe care l-am folosit astăzi. Everlasting Foundation Extreme cu SPF 30. Nuanța Light Ivory. Chiar este nuanța pe care am folosit-o eu astăzi. Pentru că am vrut să înjumătățesc, cred că, taxa de manipulare, de, mă rog, împachetarea coletului. Am luat acest Lip Sensation Matte Mousse, nuanța Soft Mulberry. Haideți să-l și scoatem, să vedem cum arată. La asta nu m-am uitat. Cam așa arată el. Nu mai știu exact cât am plătit pe el. Dar eu cu siguranță nu o să-l opresc, că nu prea folosesc genul ăsta. Și aici mai am Lasting Finish Lip Gloss de la The One. Cam așa arată el. Hai să vă zic și nuanța, poate vă interesează. Creamy beige. Drăguță nuanța. Chiar drăguță. Asta cred că a fost 15 lei, dacă nu mă înșel. Iar ultimul produs este această pilă. O desfac să vedeți. Am primit-o cu 15 lei, deoarece am avut comenzi. Cred că a fost loialitatea mică sau ceva de genul. Imediat vă arăt, dacă nu rup cutia. Nu prea reușesc să scot de aici, fără să rup cutia, că nu cred că o păstrez, nu prea am la ce o folosi, dar să vedem. Cam așa arată pila electrică, iar aici, în cutiuța asta, sunt capetele. Nu știu cât de bine se poate vedea. Da, cam așa. V-am zis, am primit-o cu 15 lei, deoarece am avut comenzi în valoare de nu știu cât. Și dacă tot a fost unboxing-ul ăsta micuț, am zis să vă arăt și ce am luat de la Sinsei și Sportissimo. Cred că am luat ceva aici. Am fost ieri și am intrat pe acolo, că văzutem pe site niște tricoașe drăguțe, am vrut să mi le comand, dar dacă tot am ajuns, mi le-am luat de acolo. Vă arăt că mi-am luat această coardă Fit Force. A fost 6,99 lei. Cam așa arată ea, avem nevoie de una și am luat-o pe asta. Iar aici am două tricoașe pe care le-am luat de la Sinsei, un super material. Ăsta mi-a plăcut de pe site, chiar mi s-a părut super, super drăguț. L-am luat în măsura L.
Îmi place foarte, foarte mult cum îmi vine. Nu le-am probat, dar cu siguranță o să îmi vină. Cam așa arată el cu pisicuța asta, foarte, foarte drăguț. Chiar mă bucur și a fost 9,99 lei. Iar următorul este vorba tot de un tricou alb. De data asta l-am luat S, deoarece el era foarte mare. Adică, nu știu, era mult prea mare. S-ul ăsta se potrivește cu L-ul de la celălalt pe care vi l-am arătat. Cam așa arată el, un tricou simplu, alb. Îmi place mult și asta este măsura S. Și la fel și ăsta a fost 9,99 lei. Dacă vedeți. Aici, 9,99 lei. Da, și cam asta a fost unboxing-ul meu și haul-ul. Da, vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!